Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Bine ați revenit la Silviu Țolu Podcast Show. Am dedicat acest episod, în fine, unei serii pe care am denumit-o MVP, de la Minimum Viable Product, în metodologia de Lean Startup, pentru că aș vrea să dedic seria asta antreprenorilor care sunt poate la început de drum sau tinerilor antreprenori sau nu numai. Și bineînțeles îmi doresc să văd aceste startup-uri sau aceste afaceri la început de drum transformându-se în celălalt acronim MVP, adică Most Valuable Player de pe piață. Astăzi l-am alături de mine pe Teodor Hoaghea, co-founder and CEO la RPA Box și co-founder la Grab & Go, pentru că e o chestie diferită decât îmi dau seama, primul mini market inteligent, să spunem așa, din România. Și dacă nu discutam cu Teodor înainte, aș fi spus e ca treaba aia, ca Amazon Go, dar am înțeles că e vorba de tehnologie diferită și poate vorbim puțin de asta mai târziu. Teodor, bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show! Salut, Silviu! Pare bine că începem seria asta chiar cu Grab & Go. Da, și eu mă bucur pentru că e un business care cred că are foarte mult potențial. Îmi spui, te rog, pe scurt despre tine, background-ul tău, nu știu, ce ai făcut până să ajungi aici co-founder la Grab & Go? Da, chiar mi-a plăcut că ai început să vorbești despre MVP și cumva Lean Startup e prima carte pe care am citit-o în începuturile mele antreprenoriale. Înainte de Grab & Go, m-am început ca software developer imediat, de fapt din timpul facultății. Am lucrat pentru câteva companii unde am construit diferite aplicații web în principiu și mereu am avut spiritul ăsta, adică nu neapărat spiritul, ci am avut niște idei pe care am vrut să le văd în practică și mereu când găseam o problemă și aveam o soluție, încercam să fac ceva care să rezolve problema pe care o identificam și mereu mi-am dorit să am compania mea. Dar am lucrat câteva firme destul de mici înainte de a lucra la UiPath pentru 4 ani și jumătate, de unde am plecat în martie și mi-am dedicat majoritatea timpului meu proiectului ăsta, Grab & Go, și am pornit fix din același motiv. Am descoperit problema asta stând la o casă normală, la un hipermarket din Brașov, stăteam în Brașov atunci, și mi-am dat seama că exact cum există în online One Click Pay, ar trebui să existe și în lumea reală. Și am început să mă gândesc, erau atât de multe lucruri pe care nu le știam, mai ales pe partea de hardware, am învățat atât de multe încât pentru mine deja proiectul e unul de succes, am învățat super mult din tot ce s-a întâmplat până acum. Foarte tare, ai anticipat puțin pentru că chiar asta voiam să te întreb dacă a fost ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna să faci antreprenoriatul. Eu am văzut pe LinkedIn că tu ai fondat și RPA Box. Da. E primul tău demers antreprenorial și eram curios să aflu cum ai făcut saltul ăsta de la un job stabil, nu știu, la a merge pe cont propriu. Da, RPA Box în primul rând e o companie de servicii. Noi facem servicii de automatizare folosind produsele UiPath, produse cu care eu sunt foarte familiar. Și da, facem automatizări, software pentru clienții noștri, cam asta face RP Box. Grab & Go e total diferit, pentru că e un B2C, nu e un B2B, este și o companie de produs. Și cum am făcut saltul ăsta, din nou, am ajuns să fiu angajat la câteva companii, tocmai pentru că am încercat o grămadă de idei înainte de a mă angaja. Primul lucru, am construit diferite aplicații, diferite companii, și tot nu mi-eșeau și mi-a zis un prieten într-o zi, da, gata, lasă-mă cu atâta idee că deja m-ai nebunit, ia-ți un job și vezi măcar cum e să lucrezi într-o companie, caută-ți un startup măcar să vezi exact ce-ți dorești tu să construiești. Și a doua zi aveam un job, cam așa a început, adică dorința mea mereu a fost să construiesc o idee la care eu m-am gândit și, dar în același timp am învățat foarte multe lucruri, mai ales fiind la UiPath pentru 4 ani și jumătate, când era o companie cu sub 30 de angajați până la o companie cu peste 3.000. Adică am văzut foarte mulți pași pe care o companie i-are în creștere
Și da, nu e deloc primul proiect și RPA Box e un proiect care a reușit și care încă există și Grab & Go de pe început, dar sunt foarte multe proiecte care le-au ieșit pe drum. Chiar râdeam cu cofondatorul meu de la Grab & Go, cu Ovidiu, râdeam foarte mult ieri discutând despre asta. Am făcut de toate, adică site de făcut smoothie-uri, chiar el a fost primul și singurul meu client pe chestia asta. Try Home Food, care vrea să fie un Airbnb pentru mâncare. Ne ducem noi unde trebuia să se ducă cineva, să ia mașina cuiva, să ducă la spălătorie, la service, ca să nu mai facă lumea drumul ăsta, pentru că era din nou o problemă pe care eu aveam și o am și acum. Trebuie să ducă cineva să-mi spele mașina, că altfel o să mă recunoaște foarte ușor lumea în trafic. E una dintre cele mai murdare mașini. Deci am descoperit multe probleme și am încercat să le rezolv. Pe majoritatea n-am reușit, dar asta nu o să mă oprească niciodată să încerc unele noi. Și cu Grab & Go chiar mi se pare că am atins și am rezolvat cel puțin problema mea și acum sper să vadă și alții la fel ca mine. Da, ai atins câteva puncte și foarte importante din punctul meu de vedere și mă gândesc cu care să încep mai exact. O să încep cu cel care mi se pare mai funny. Că ai spus că atunci când te-ai angajat la UiPath erați sub 30 de angajați? Da. Știi, am fost al 28-lea. Așa, aveți 28, perfect. Asta știu după Excel-ul de mâncare. Aveam un Excel unde ne comanda mâncarea și era ușor să-ți dai seama al câtele ești din firma oră până s-a ajuns la o chestie mult prea complicată și s-a făcut o aplicație internă, dar era pur și simplu ușor să te uiți în Excel să vezi al câtele ai venit în companie. Da, ca să fac un clickbait title pentru podcast, poate o să spună Silviu Țolu Podcast Show, podcast cu angajatul numărul 28 de la UiPath. Știi că se practică treaba asta pe la Facebook. Angajatul numărul 4 sau 30 de la Facebook. Da, foarte tare. Da. Și ai mai atins două lucruri esențiale din punctul meu de vedere. Unu, faptul că e important să încerci să faci lucruri într-un sistem care deja funcționează, adică într-o companie, înainte să faci lucruri pe cont propriu. Bine, unora le iese din prima, dar da, cred că e super, discutam asta și cu un mentor de-al meu și îmi spunea exact lucrul ăsta, că, băi, nu știu, du-te, vezi cum e într-o companie, vezi, fă ce-ți place sau ce crezi tu că ai fi bun în compania aia, sau că e mare, că e mică, și apoi îți dai seama ce știi tu și ce poți tu să faci pe cont propriu. Asta pe de-o parte. Sigur. Pe de altă parte ai atins ideea de cumva de eșec sau de a trece peste lucrurile care nu ți-au ieșit, care este la fel de importantă. Pentru că da, foarte. Noi vedem doar tip of the iceberg de obicei și auzim în media de poveștile de succes care sunt mult mai puține decât alea de eșec. Și cred că în orice demers antreprenorial și nu numai, adică chiar și atunci când scrii o carte, te lovești de foarte multe nu-uri și refuzuri înainte să poți să ai succes sau să intri pe calea asta a succesului. Bun, ajungem la... Așa. Sau completează dacă vrei. Da, nu, vreau doar să confirm tot ce spui, pentru că... adică dacă asculți în principiu orice founder de orice companie care chiar e de succes, că în principiu pe ei ai ocazia să-i asculți, rare ori asculți pe cineva care a dat fail de 10 ori și încearcă 11-a oară, deși se întâmplă și asta, dar îi asculți, dar și ei o să-ți povestească că au avut multe încercări înainte, inclusiv companiile în principiu care acum sunt de succes au avut super multe puncte în care erau să se oprească sau au vrut să renunțe sau au vrut să vândă sau sunt atât de multe chestii și cred că cu cât investești mai mult timp, nu înseamnă să-l investești în orice idee, dar cu cât investești mai mult timp, cu atât ai mai multe șanse de reușită. Și cu cât încerci mai multe idei, cu atât ai mai multe șanse de reușită. E un procent foarte mic de companii, de startup-uri care ajung să fie companii de succes. Și automat, dacă tu încerci o singură dată, ai foarte mici șanse să reușești. Dacă încerci de 100 de ori, deja îți crezi șansele considerabil. În principiu, o să-ți iasă una din 100, cel puțin. Corect. Bun, ajungem la Grab & Go, care este un shop sau un magazin inteligent, momentan amplasat pe Calea Victoriei, unde intri scanând un cod QR prin aplicația Grab & Go, deschizi ușa frigiderului sau a raftului cu produse cu un alt cod QR, și îți iei ce ai nevoie de acolo și poți pleca. Aplicația calculează ce ai luat tu de pe raft, ce ai cumpărat, între ghilimele,
și finalizezi tranzacția plătind tot prin aplicație. Deci, cum ai spus, nu există casieri, case de marcat sau cozi, deși s-ar putea să facă coadă la magazinul din Calea Victoriei. Și fără să atingi prea multe lucruri, pentru că nu atingi decât, practic, mânerul ușii de raftului pe care îl deschizi. Care este tehnologia din spate? Da, un singur lucru vreau să adaug la ce ai spus tu. Ușa, în momentul ăsta, adică avem un program de la 8 dimineața la 10 seara și ușa este momentan deschisă, nu trebuie scanat niciun QR code. Și e cineva care să-i ghideze pe oameni momentan ca să înțeleagă cum funcționează tehnologia și e foarte ușor de folosit, dar în același timp sunt întrebări, sunt curiozități și vrem să fim acolo ca să le răspundem. Tehnologia, foarte mare parte din tehnologie se bazează pe greutatea produsului și locul în care el este amplasat. Sunt mai multe tehnologii care pot fi aplicate pentru a obține pentru a deschide un magazin fără caserie. Poate să fie și niște computer vision, să te bazezi pe imagine. Noi am încercat multe tehnologii și asta ni s-a părut cea mai, adică asta a avut rezultatele cele mai bune la noi. Ne-am dat, adică în felul ăsta poți să-ți dai seama în funcție de poziția în care produsul, ce produs a luat și în funcție de greutate câte produse a luat. Și atunci mai era ideea doar, ok, și cum identifici cine a făcut cumpărăturile și prin scanare de QR code, în felul ăsta avem și o securitate că nimeni care nu are o aplicație și nu știm cine este nu poate să ia lucruri de pe raft și în același timp ne spune și nouă cine face cumpărăturile și e foarte ușor decât să stăm să identificăm persoanele prin magazin, o tehnologie care e foarte greu aia și Amazon Go a făcut approach-ul ăsta de le este destul de complicat și au destul de multe erori. Pe partea asta noi am decis să o facem cât mai stabilă tehnologia și cât mai real-time. Adică la noi vezi momentul în care ai închis ușa de la un raft sau de la un frigider, vezi exact atunci ce produse mai ales sau, mă rog, un maxim o secundă întârziere, cât timp raftul calculează pe baza greutății câte și ce produse au fost luate. Mi se pare fascinant, mai ales că am văzut, eu am fost for the record sâmbătă și am primit un tur așa al magazinului și am văzut că aveți, de exemplu, TikTok și mi se pare foarte tare să poți să ridici o cutiuță de TikTok care e foarte ușoară și aplicația să-și dea seama, adică... Am avut mai multe, adică am avut și mai multe prototipuri pe care le-am construit și acum chiar am avut o sesiune de brainstorming ieri și cu echipa de hardware și cu Ovidiu, confondatorul, care el s-a ocupat de aplicația mobilă, să vedem ce putem îmbunătăți și deja avem chestii pe care vrem să le îmbunătățim, chiar vor apărea update-uri pe aplicație ca să fie și mai smooth toată interacțiunea cu rafturile. Și pe partea de hardware avem niște îmbunătățiri, dar îmbunătățirile pe hardware o să vină un pic mai greu, că nu se poate face, nu știu, un click și să se rezolve anumite flow-uri, dar luând TikTok-ul ca exemplu, aveam mici probleme dacă era vorba doar de o cutie de TikTok, așa că de acum încolo la Grab & Go TikTok-ul este la pachet de 3 TikTok-uri și o combinație între 3 flavor diferite, tocmai ca să oferim un spectru mai larg pentru clienții noștri și în același timp să avem grijă să nu avem erori. Adică noi asta am căutat mereu și un TikTok are, dacă nu mă înșel, 18 grame toată cutia. Acum știu greutățile, l-am foarte multe produse și e destul de greu să-ți dai seama, la 1 e ușor, dar să-ți dai seama după aia la 4, dacă au fost 4 sau 5, deja devine destul de complicat și de asta am preferat să-l facem niște pachete care, din nou, tehnologia ar fi funcționat foarte bine, există un mod dacă cumva ai fost taxat, suprataxat, nu știu, ți s-a pus un TikTok în plus, poți să spui chestia asta și ți-l vom scădea foarte ușor de pe bon sau invers, dar de obicei nu se raporteze invers nimeni, o problemă dacă a luat ceva și n-apare pe bon. Am preferat să n-avem erori, să avem cât mai puține cât mai puțin oameni care să ne zică că au avut probleme cu tehnologia noastră și până acum, sincer, n-am avut pe nimeni. Am fost și noi în magazin și puteam să rezervăm pe loc, dar n-a avut nimeni o problemă în momentul ăla să ne zică că a luat un produs și că nu apare sau fix invers. Perfect. Mi-ai spus că ți-a venit ideea Grab & Go atunci când stăteai tu însuși la o coadă la supermarket sau la hipermarket. Da. Dar voiam să te întreb cum ai ajuns de la idee la execuție, care a fost procesul? Ți-a venit ideea și ce ai făcut după aia? Nu știu. Cum au mers lucrurile și cam cât timp a durat treaba asta?
pe partea software știam cum se construiește o aplicație. Adică n-am construit niciodată o aplicație mobilă, dar am făcut mai multe chestii pe web și nu este tehnologia atât de diferită. Știam unde găsesc și oameni să mă ajute și toate cele. Pe partea de hardware a fost... Nu știam în ce direcție să o iau, pentru că mereu mi-am dorit să fac ceva în domeniul ăsta pe partea de hardware, că e tot un... Acum a ajuns să fie software mult, dar tot trebuie să conectezi diferite componente. Și nici nu știam care e rolul unui om care ar putea să construiască un prototip pe hardware. Păi mi-am dat seama că acum există software engineer, trebuie să existe hardware engineer. Și ideea am făcut-o în cap, mi-am dat seama, am vrut să începem cu un aprozar, să avem legumele deja pe cântar, iar când luai, de exemplu, o roșie, se făcea diferența și știam că ai luat roșii și ce cantitate. Și de aici a pornit și am zis, ok, deci trebuie să fie un cântar care să comunice cu o aplicație mobilă. Și am început să caut hardware engineers pe LinkedIn, am contactat absolut pe toată lumea pe care am găsit pe LinkedIn, oameni care lucrează la companii foarte mari de hardware, dar care fac hardware, nu știu, GoPro, de exemplu. Am găsit în România niște hardware engineers foarte buni, dar nu știau să facă sau nu vreau să bag într-un proiect în care să fac un prototip, să ia ceva de la zero. Ei făceau testarea unui produs deja existent sau făceau mici îmbunătățiri. Și l-am găsit pe Constantin, care ne-a ajutat și acum încă lucrăm împreună, de la Zalmotec, și mulțumim mult pentru chestia asta. Ei fix asta fac, prototyping de hardware. Și au pornit de la un proiect cu care eu am venit, l-am discutat împreună, l-am proiectat și în 3D și așa a apărut primul prototip, care avem și un video, cred că încă îl mai avem pe YouTube, nu știu dacă e public, făcut pe canalul Grab & Go, dar da, era un prototip în care am făcut video cu banane, îți luai banane dintr-o cutie efectiv și când închideai ușa spunea ce cantitate ți-ai luat. Și de acolo am tot iterat și pe aia, într-o zi când mergeam din nou spre hipermarket, noi vreau să facem totul cu vrac și am stat să mă gândesc eu că cum o să-și ia lumea la vrac diferite produse. Ok, legume și fructe e destul de ușor și lumea obișnuită. Acum o să-și ia alte produse, cum o să-și pune lapte într-o sticlă și am zis că e foarte complicat și că mai bine le cântărim noi dinainte. Și mi-am dat seama că dacă le cântărim noi dinainte am putea să facem asta cu toate produsele ambalate deja. Și atunci a fost ok, l-am sunat și pe Constantin și pe Ovidiu și cu aplicația, era tot în dezvoltare și aplicația și hardware și am zis, schimbăm totul, trebuie să facem să meargă pentru orice produs ambalat. Și le-am explicat cum, ne-am întâlnit din nou și am făcut un prototip atunci și după aia varianta asta care e în magazine, care e a treia de hardware și aplicația s-a schimbat tot așa odată cu hardware. Da, mi se pare esențial modul în care găsești o persoană cheie care poate să te ajute în procesul ăsta. Și cam cât timp a durat de când ți-a venit ideea, de când ai avut tu momentul ăla până când a fost aproape gata sau chiar până când i-ați dat drumul, pentru că i-ați dat drumul acum câteva zile? Da, păi am dat drumul acum, sâmbătă, astăzi e miercuri când înregistrăm noi, deci în februarie mi-a venit mie ideea de a rezolva, de fapt mi-a venit problema în minte și am zis, ok, hai să vedem dacă există o rezolvare. În martie am început să discut cu Constantin pe partea de hardware. Cred că undeva la jumătatea lui martie aveam primul prototip ăsta care era efectiv o cutie de lemn, adică nu era ceva care să poate ajunge în producție. Și acum ce avem în magazin din punct de vedere hardware și software a fost totul construit în ultimele 3 luni. Între timp am mai testat diferite lucruri, a fost și cu pandemia destul de greu, am avut diferite componente care trebuiau să fie livrate din Statele Unite, senzori de greutate, Arduino, tot fel de creiere ale hardware-ului și diferite componente pentru hardware care au venit din US, care au venit din China și au fost foarte întârziate transporturile astea și ne-au afectat destul de mult. În România nu găsești foarte multe componente, adică noi avem foarte mulți senzori de greutate puși în toate rafturile astea. Și stocul în România era de 300 de senzori de greutate și nu ne trebuia triplu și a trebuit să le comandăm comenzi multiple și în UK și în România și prin China, adică au venit din toate direcțiile toate și asta ne-a întârziat un pic, adică poate că am fi rezolvat totuși și mai repede dacă nu întâmpineam toate problemele astea. De asta și spațiul de pe Calea Victoriei, dacă cumva mai trecut lumea pe acolo și scria deschidem în curând, era pentru că noi ne așteptam să deschidem cu o lună sau chiar două înainte și a fost
tot întârziat pentru că nu au venit aceste comenzi și n-am putut să ne apucăm de asamblare. Oricum, felicitări pentru că 8 luni mi se pare foarte bun pentru a lansa un business de la idee la produsul final. Ai menționat roșii, banane. Eu am văzut care e selecția de produse, dar voiam să te întreb ce poți găsi la Grab & Go și, nu știu, ce aveți de gând să puneți, pentru că acum, da, e la început. Da, am ales calea Victoriei, în primul rând, pentru că ne-am dat seama că un magazin de tipul Grab & Go, unde poți să intri să-ți iei ceva, dacă ai contul făcut cu cardul bancar asociat, poți să-ți iei un produs în sub două secunde, poate chiar și mai repede, dacă după ce devii familiar cu tehnologia. Și atunci am zis, pe calea Victoriei se plimbă destul de mulți oameni, poate să vadă și să testeze tehnologia noastră și atunci putem să-i și ajutăm. Ești în plimbare, să stai la o coadă la un magazin normal, poți să intri, ți-ai luat ceva și ai plecat mai departe. Și pornind de la chestia asta, ne-am gândit ce produse au nevoie oamenii care sunt într-o plimbare, care sunt pe fugă. Și am ales să avem produse care se pot consuma pe loc. Așa că toate produsele care sunt la noi sunt în pungi, ambalaje mici, sticle de 0,5, care sunt maxime, adică găsești 20 și sticle de 0,5. Și ca categorie de produse avem dulciuri, avem niște gume de mestecat și tot fel de dropsuri. Eu le iau în funcție de, îmi dau de la stânga la dreapta, acum sunt în magazin, că mi-e mai ușor. Avem gel dezinfectant, măști, tocmai pentru perioada asta de pandemie. Avem răcăritoare, niște lactate și bere într-un frigider. Și mai avem niște snacks-uri sărate pe partea cealaltă. Toate produsele, din nou, sunt pentru a fi consumate pe loc. Și vrem să adăugăm și alte produse, mult mai fresh și mult mai sănătoase, tot felul de sandvișuri, de salate. Discutăm deja cu companii care fac astfel de produse și o să le adăugăm în momentul în care vin destui oameni la noi în magazine, pentru că sunt perisabile, s-ar strica foarte repede și în momentul ăsta noi încercăm să-i convingem pe cât mai mult să intre și să testeze tehnologia și după momentul în care o să avem un număr bun de clienți care să vină zilnic pe la noi, să putem să adăugăm și produsele astea. Foarte tare. Și vrem să avem și ideea asta de a construi un magazin mai mare unde să fie produse pe care lumea să le cumpere, nu știu, produse zilnice la o cantitate mai mare, adică nu o să mai fie numai sticle de 0,5, o să fie și sticle de 2 litri și probabil pâine și diferite lucruri pe care oamenii vor să le cumpere pentru acasă. Deocamdată folosim spațiul de pe calea Victoriei ca un showroom al tehnologiei. Dacă e atrage mult și lumea devine, se obișnuiește cu tehnologia, atunci putem să facem magazine și mai mari și mai mici și în mult mai multe locații. Cam asta e ideea. Da. Voiam să te întreb de partea logistică, dar îmi dau seama că nu e foarte important acum, ci acum e important să faceți un brand awareness și să aduceți oameni și să testeze și să downloadeze aplicația. Da. Știi că exact, asta e și vrem și în weekendul care vine acum pe calea Victoriei, o să avem o campanie tocmai pentru a le oferi primele cumpărături gratis clienților noștri, tocmai pentru a-și downloada aplicația și a-și face contul, pentru că în momentul în care ai aplicația instalată și cardul bancar băgat în aplicație, chiar ai o experiență grab and go. Prima oară când trebuie să spui și chestiile astea, atunci durează un pic mai mult, poate chiar mai mult decât la un magazin normal, trebuie să-ți adaugi cardul, dar odată ce l-ai asociat, ai scăpat de toată problema asta și vrem să le oferim oamenilor experiența grab and go, nu știu, și să suportăm noi costurile primelor cumpărături, tocmai pentru a vedea cum funcționează tehnologia pentru ei și să poată să ne dea o părere. Dacă toți suntem aici, cum ați decis să promovați serviciul sau, bine, produsul serviciului vostru? Am vrut foarte mult să chemăm oameni cum te-am chemat și pe tine, oameni care au o prezență publică și să ne dea un feedback și să facă feedback-ul respectiv public către restul oamenilor. Pentru că cred că cel mai bine noi am făcut video-uri și am putut să le promovăm cum funcționează, dar cel mai bine convinge experiența altui om. Și dacă un om care ți-e apropiat sau pe care îl asculți
îți spune că sistemul funcționează așa cum trebuie, atunci probabil că o să dai mai multe șanse decât altfel. Așa am făcut și eu cu toți prietenii și toți cunoscuții mei. Adică le-am spus să vină să testeze și ei probabil că o să spună mai departe chestia asta. Și asta vrem să facem și cu campania pe care o să o avem în weekend. Și anume să convingem pe câțiva oameni, pentru că le dăm niște cumpărături gratis, să testeze tehnologia și părerea lor o să conteze. Ne ajută pe noi să îmbunătățim sau să învățăm diferite lucruri și credem că o să spună și altor prieteni. Pentru că până acum toată lumea care a venit în magazinul nostru a fost super încântată. Pasul care e greoi inițial e instalarea aplicației și crearea de cont, clar. Și dacă putem să facem pasul ăsta să-l facă de acasă sau să-l facă când sunt la Victorii și merg pe calea Victoriei și au ajuns la numărul 85 intră la noi, atunci deja experiența lor o să fie super bună, pentru că au scanat ceva, au luat produs, au închis ușa și poate să plece. Poate să dureze extraordinar de puțin. Important este să nu trebuiască să pui pe cineva care e foarte foame sau foarte sete să facă atunci instalarea aplicației. Exact. Pe calea Victoriei 85, nu? Ca să... Da, da. Care... pe calea Victoriei 85. Bun. Știu că te-am întrebat când am văzut și despre modelul de business, cum faceți voi bani în afacerea asta și mi-ai spus că prin adaosul comercial la produse, care nu e mare pentru că produsele nu sunt scumpe. V-ați gândit să faceți și un fel de licitație pe real estate-ul din grab and go, să spunem, la un moment dat când creșteți, sau vreți să păstrați controlul absolut a tot ceea ce intră pe rafturi? Pentru că în modelul ăsta de business ar fi mult mai ușor pentru o corporație foarte mare, să zicem cum e Coca-Cola, să vină să liciteze pentru spațiu pe raft. De asta întreb. Sigur, sigur. În primul rând, adică momentan ce ne interesează foarte mult, sincer, nu ne-am uitat și nu credem că o să fie magazinul acesta cel puțin foarte profitabil. Nu credem că o să fie profitabil, de fapt. Ideea e în momentul ăsta să îl folosim ca un showroom pentru a arăta tehnologia și pentru a aduna cât mai mult feedback, ca să putem să îmbunătățim, să ne dăm seama în ce direcție ar trebui mers, dacă ar trebui continuat cu astfel de magazine de dimensiuni mici, care să servească clienții care sunt în mișcare sau ar trebui să avem niște magazine mai mari cu produse pe care să fie cumpărate zilnic, săptămânal. Să înțelegem dacă ar trebui să ne deschidem noi propriile noastre magazine, ceea ce ar fi și un pic mai greu pentru că trebuie să acoperi foarte multe lucruri în momentul când deschizi propriile tale magazine sau am putea să franșizăm toată tehnologia asta. În principiu, în momentul ăsta încercăm să demonstrăm tehnologia ca să ne dăm seama care ar fi următorii pași. Și mai mult mi-e greu să-ți răspund dacă ce produse vor fi pe raft și cum vor fi alese acestea. În principiu vor fi alese în funcție de dorințele clienților care sunt în acea zonă și inclusiv când termin cumpărăturile acum la Grab & Go, există un câmp unde poți să spui ce produse ți-ai dori să vezi în magazine Grab & Go. Ne interesează foarte mult să fie produsele pe care clienții le caută și companii cum sunt Coca-Cola, care deja există, produsele lor deja sunt în magazinele Grab & Go și ei au putere mare să, nu știu, să împingă un produs către magazine, dar în același timp și clienții își doresc foarte mult produsele lor, așa că în principiu din ambele părți produsele astea de la companiile mari vor fi în magazine, dar în același timp noi vrem să le dăm șansă și producătorilor care sunt mici, care sunt la început de drum, sunt niște produse foarte bune pe care am vrea să le avem în magazine, care sunt fresh, care au avut atenție mult mai mare când au fost produse decât o mare companie, dar trebuie să găsim o balanță între cele două, mereu. Da, și aș vrea să subliniez, pentru că mi se pare iarăși important, mindset-ul tău din punctul ăsta, cumva tu sau voi încă vedeți tot ca un pas din iterarea asta continuă până ajungeți la un produs perfect crafted și pe care să-l dați și e esențial, adică cred că oamenii care ne ascultă și nu mai trebuie să înțeleagă că nu știu, ai ajuns la punctul, ai deschis magazinul și asta e, gata, s-a terminat tot. Nu, poate chiar greu de aici începe, știi, în care... Sigur. Cum vezi? Sigur, și sunt chestii pe care nu le știam și nici nu aveam de unde să le știu. Știu cât de cât să fondez o companie, știu să scriu niște cod dacă e nevoie pentru a face aplicația, înțeleg anumite chestii tehnice,
Dar nu mă pricepeam deloc la ce înseamnă autorizații de funcționare, la ce înseamnă toată chestia asta, toată interacțiunea cu statul român, care nu este cel mai prietenos când faci o chestie atât de diferită. Adică noi în continuare aș vrea să primim un control, pentru că nu-mi dau seama, noi trebuie să avem vânzătorii din magazin care să treacă prin niște cursuri de fix de vânzători de produse alimentare, dar noi nu avem niciun vânzător. Dar spune că pentru codul CAEN al unei companii care face acest lucru, trebuie să ai cel puțin unul. Dar noi nu avem niciun vânzător, eu nu-mi dau seama cum se întâmplă chestia asta, pentru că noi chiar nu avem niciun om care să vândă produsele. Avem doar oameni care să te ghideze, dar nu ți le vinde, nu ți le scanează, nu le manipulează. Deci, da, sunt niște chestii care sunt și challenging și în același timp total necunoscute și nu învăț foarte multe lucruri. E un continuu proces de învățare, corect. Teodor, cum vezi tu succesul pentru tine și pentru Grab and Go? Să avem clienți care să vină regulat la noi. Nici nu mă interesează atât de mult numărul lor sau nu știu, cât de multe produse sau cât de scumpe sunt produsele pe care le cumpără. Mă interesează extraordinar de mult să vină des pe la noi sau, mă rog, regulat, să înțelegem că, ok, am construit ceva care unui om îi place foarte mult și de acolo putem să trecem la următorul pas. E clar că, adică, ne aducem niște eficientizare la modul clasic de a face cumpărăturile și vrem să vedem dacă există oameni care apreciază acest lucru, apreciază că nu trebuie să mai stea la o coadă, apreciază că nu trebuie să-și mai scoată cardul din portofel, că nu trebuie să-și mai scaneze produsele și că apreciază tehnologia. Dacă se întâmplă chestiile astea, e clar că avem un public și putem să ne ducem mai aproape de ei, putem să le oferim mai multe lucruri, putem să-i ascultăm și să învățăm de la ei ce își doresc. Da, ăsta e testul și ăsta, așa-l văd succesul. Dacă sunt câțiva oameni măcar care să vină regulat la noi și să aprecieze și poate chiar să vorbească cu prietenilor, să zică, uite, am fost la Grab & Go și am avut experiența asta. Iubitorii de tehnologie de obicei sunt atrași de astfel de lucruri și pe ei, în principiu, în momentul ăsta vrem să-i atragem cât mai mult, tocmai ca să ne poată da o părere. Acei early adapters. Exact. Și în aceeași idee, cum vezi tu viitorul? Ce se anunță la orizont? Știu că îmi spuneai la un moment dat, nu știu dacă poți vorbi despre asta, de niște parteneri cu stații de încărcare auto. Da, ne interesează. Noi tot schimbăm la tehnologie, încercăm să o îmbunătățim, deci asta nu, asta e, o să fie o constantă. Și încercăm să ne dăm seama și care sunt următorii pași. Avem nevoie de ajutor pentru a ne extinde și credem că e destul de greu să deschidem noi toate magazinele, deci o idee este să francizăm această tehnologie și între conceptul. Și am primit niște întrebări de la diferiți oameni care au spații sau alte business-uri conexe fix în direcția asta. Au niște spații și ar vrea să francizeze tehnologia și să-și deschidă și magazine Grab & Go. Și un proiect interesant sunt cu niște stații de încărcare care au apărut mai nou în București și își doresc să aibă și cât un magazin Grab & Go pentru fiecare stație pe care eu deschid și, din câte știu, vor să și extindă prin țară. Și e un proiect care ar fi foarte interesant, pentru că în momentul în care ești extins prin țară, n-ai stații de încărcare, nu știu cum sunt farmaciile, de exemplu, ca să fie una lângă cealaltă, să poți să ai un personal concentrat într-un oraș și ai o stație în București, o stație în Constanța, o stație în diferite locuri, ți-e și greu să ai un personal pe care să-l muți în atâtea locații și automat ai vrea să ai un magazin care să fie independent, să trebuiască cineva doar să pună lucrurile pe raft, dar este să funcționeze, să poți să-l lași măcar 24 de ore, să nu trească să te atingi de el. Și cred că e și pentru ei foarte atractiv și pentru noi e interesant, pentru că oamenii care se duc să-și încarce mașina la o stație electrică, oricum folosesc o aplicație ca să pornească stația electrică, sunt oameni care folosesc foarte mult tehnologia și credem că vor fi foarte atrași să-și cumpere ceva din magazinele noastre Grab & Go. Și poate chiar facem o integrare a aplicației între încărcarea electrică și magazinele noastre.
Da, asta pe de o parte și pe de cealaltă parte îi ofer și clientului care deja are aplicația posibilitatea să cumpere din mai multe locuri. Cum ai spus și tu, e foarte posibil ca el, acest client, să aibă o mașină electrică sau să-și dorească și să-și ia la un moment dat o mașină electrică și atunci când merge prin țară, se oprește să-și încarce mașina și atunci e familiar și cu Grab and Go și e mult mai simplu. Scoate aplicația, o are deja instalată din București sau din alt oraș mare și ia de pe drum. Mi se pare o idee foarte bună, știi că te gândești așa și un pic, ăsta e viitorul benzinăriilor actuale, știi, te duci la mare, sunt nu știu câte benzinării pe drum, așa o să fie și cu stațiile de încărcare și cu Grab and Go. Nu mai sunt oameni, nu mai stai la coadă, fiecare ia ce vrea când vrea și merge mai departe. Da, da, cam. Asta îmi doresc să construiesc și ca, scuze că te întrerup un pic, dar ca plan de extindere, ca ai zis și tu, ne dorim să deschidem mai multe locații în București și prin țară și cumva asta cu stațiile electrice chiar ar servi ambele scopuri și ei să se extindă, dar și noi să ne extindem și ar fi un public comun și am putea să ajungem în diferite locații foarte ușor. Da. Eu aș fi vrut să te întreb despre, adică dacă ai sfaturi pentru a obține finanțare, dar știu că mi-ai spus că voi ați finanțat pe momentan singur, da. Uh-huh. Da, sfaturi pentru finanțare, clar să intri în legătură cu oamenii care ar putea să te finanțeze de la început, adică noi nu căutăm activ în momentul ăsta o finanțare, pentru că am vrut să finanțăm proiectul, credem în el și am vrut să-l finanțăm personal, cel puțin primii pași și în același timp ne oferă și liniștea de a nu avea pe cineva, orice investiție poate să vină și cu un pic de presiune din partea investitorului, care vede lucrurile un pic diferit, sunt sfaturi foarte bune de cele mai multe ori, dar în același timp am vrut să avem și liniștea și energia noastră să fie petrecută în a face produsul cât mai bun. Și produsul pentru noi este magazinul, nu sunt produsele pe care le găsește un client în el. Produsul pentru noi sunt rafturile și cu aplicația. Și am vrut să ne petrecem foarte mult timp în a face chestia asta bine și vrem în continuare să facem asta, dar nu avem legătură deja cu diferite fonduri de investiții și cu oameni care ar putea să și care își doresc să investească și ține mereu up to date cu ce facem și la ce lucrăm și care e progresul. I-am invitat și pe ei să testeze tehnologia când am deschis magazinul și facem asta tocmai pentru că știm sigur că pentru a face la un moment dat un pas mare, a ne extinde mult sau a face un magazin foarte mare, depinde care o să fie direcția în care vrem să o luăm, o să avem nevoie și de niște fonduri externe, adică nu o să mai putem să-l finanțăm singur tot proiectul și atunci ne dorim să avem, să fie foarte ușor, să ok, acum avem nevoie de niște ajutor din partea voastră, că sunt conexiuni, că sunt bani și atunci să-i avem foarte aproape. Eu zic că din prima zi în care ai o idee, și eu am început să vorbesc despre ideea asta din februarie, nu de acum cu oamenii ăștia, adică e bine să-ți faci legăturile cât se poate repede și să le spui la ce lucrezi și o să-l vezi dacă ei sunt interesați din timp. Nu înseamnă că trebuie să iei banii exact când investitorul să încerce să sau o să se ofere să-ți dea banii încă de la început, cât timp, eu consider cât timp o să duci, tu ar trebui să o faci singur pentru că energia e destul de limitată și e bine să ți-o consumi într-o direcție care să ajute progresul produsului pe care îl construiești. Sunt total de acord cu tine și cred că în evoluția Grab and Go, dacă atingeți un număr de oameni, că poate fi o nișă, dar un număr de oameni, va fi esențial atunci să vă puteți dezvolta rapid și atunci probabil că va trebui să aveți acces și la alte fonduri. Și voiam să te mai întreb, că ai spus de idee, că ai început să vorbești de idee. Ți-a fost teamă să discuți cu oameni despre ideea asta? Teamă că, nu știu, poate dai altcuiva ideea, care, na, poate cineva care are fonduri mai mari o poate implementa mai repede, sau... Da, nu, deloc. Nu mi-a... Mi-e greu să gai că vorbesc și acum de idei și am și spus că funcționează pe baza greutății, chiar dacă cineva are o idee despre cum să facem asta mai repede, în primul rând poate să mă caute, să mă contacteze, chiar vreau să lucrăm împreună dacă aveți
idei de cum am putea să facem magazinele astea mult mai ușor de, nu știu, poate există o tehnologie pe care am putea să o aplicăm să funcționeze și mai bine și mai repede sau venim să testați magazinul și haideți să lucrăm împreună. Nu mi-a fost niciodată frică să vorbesc despre idee pentru că eu știu câte challenge-uri au fost pe drum și m-aș mira ca cineva chiar și cu fonduri nelimitate să nu se lovească de același lucru. Deja nu mai e vorba despre fonduri, e vorba de niște challenge-uri fizice de care te lovești, mai ales când construiești hardware și n-ai cum să le treci fără să te lovești de ele și să înveți ceva și să îi schimbi. Și nu cred că fondurile mai contează în momentul ăsta și de asta nici nu ne oprim din a încerca să schimbăm și de a inova în partea asta, pentru că e clar că dacă stăm cu magazinul ăsta și poate mai deschidem altele, dar nu facem nimic pe partea de tehnologie, cineva o va face, la rândul lor sigur o vor face în spate. De-aia vrem să schimbăm noi. Într-o lună cred că o să fim deja în alt punct în care cineva că începe peste o lună o să se lovească toate lucrurile de care noi ne-am lovit în martie, aprilie. Și încercăm mereu să fim în față. Și suntem foarte agili. Suntem o echipă de 2, de fapt, în companie și cu Constantin care ajută pe parte de hardware, care are și el o firmă. Sunt 2-3 oameni care lucrează. Deci suntem maxim 5 în toată echipa. E greu pentru că suntem puțini, dar în același timp e foarte ușor să schimbăm lucrurile. Adică ne-am adunat într-un Zoom sau ne vedem fizic undeva și putem să schimbăm tot proiectul în 2 zile versus o companie mare care îi va fi foarte greu să facă o schimbare atât de mare, atât de repede. Sunt total de acord și cred că e o direcție bună. Adică nu cred că trebuie să-ți fie teamă să împărtășești ideile tale. Pentru că, cum ai spus și tu, sunt foarte puțini cei care, chiar dacă se vor apuca, să zicem, să-ți fure ideea sau să-ți împrumute din idei, o vor și duce la bun sfârșit. Apropo de asta, care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de când ești antreprenor? Că e foarte puțin probabil să meargă, dar merită foarte mult să încerci. Trebuie să-ți dai șanse și trebuie să crezi în proiectul tău. Trebuie să înveți și să renunți la el, dar în același timp trebuie să încerci de câteva ori, să-ți dai seama dacă poate n-ai înțeles lucrurile așa cum trebuie de la început și poate ai nevoie de să faci o schimbare. Dar să faci schimbări mici, să înveți din ele. E clar că orice faci, ar trebui să-ți dai seama care e targetul tău și ce vrei să înțelegi din chestia asta, ce vrei să înveți. Că dacă faci schimbări doar pentru că nu am mers cealaltă înainte, dar nu știi în ce direcție te duci, nu o să fie foarte bune. Și să ai oameni lângă tine, e greu să încep ceva singur. Eu am încercat de mai multe ori să încep diferite proiecte singur și e foarte greu. E bine să ai un co-founder, e bine să ai oameni, pentru că vor fi multe momente în care o să vrei să renunți, o să te lovești de atât de multe lucruri și e bine să ai pe cineva care să, fix în ziua aia, să aibă dorința de a vedea proiectul în viață și atunci o să te împingă de la spate să mai faci încă o iterație, două și o să recapezi cheful. Voiam să te întreb, mi se par foarte bune lecțiile astea, voiam să te întreb și sfaturi, dacă ai sfaturi pentru cei care vor să deschidă un business, deși toate lucrurile pe care le-ai spus la întrebarea de dinainte sunt sfaturi, nu știu dacă mai ai și altceva. Să mă contacteze, poate vor să-ți deschidă magazin grab and go și putem să facem lucruri împreună. Da, sfaturi. În principiu să știe să construiască mare parte din lucrurile pe care, dacă e un produs pe care vor să-l facă, să știe să facă mare parte din el singur. E singur sau, mă rog, co-founder împreună, nu trebuie să fie o persoană singură neapărat care să facă. Am văzut de foarte multe ori oameni care încep niște proiecte pe care nu știu să le construiască și își caută un dezvoltator cu care n-au lucrat niciodată împreună. Mai ajung să mai pună și mulți bani la mijloc pentru că un software developer sau hardware engineer, orice, are costuri foarte ridicate și atunci ajung să pui mulți bani în proiectul ăla pe care tu nu-l cunoști deloc, ai doar o idee și de foarte puține ori l-am văzut să fie de succes. Deci, cu ce știi și dacă nu știi să construiești aplicație, dar e o aplicație, măcar, nu știu, fă design-ul aplicației, prezint-o ca o
fă o prezentare, fă ceva, încearcă să vinzi ceva ce știi să construiești și după aia, ok, o să ai o echipă în spate care să facă lucrurile astea, dar inițial trebuie să știi să faci mare parte din lucrurile pe care vrei să le construiești. Mai am doar două întrebări, aveam doar una, dar mi-a mai venit una pe parcurs în timp ce îmi spuneai tu lucrurile astea. Referitor la echipă, cum funcționează parteneriatul tău cu Ovidiu sau cum, nu știu, cum ați decis cu ce e echitabil pentru fiecare? Da, păi în primul rând cu Ovidiu eu mă știu de foarte mult timp, noi am stat în același apartament. Mă rog, suntem prieteni vechi, la un moment dat am și stat în același apartament pentru un an jumătate și după aia el a plecat prin alte țări, acum s-a întors în România, dar stă în Cluj. Eu aproape cu fiecare idee pe care am avut-o am încercat să-l conving să facem împreună și cumva a fost un filtru foarte bun pentru mine, că mereu mi-a spus nu. De fapt, am avut o singură aplicație la care noi am lucrat împreună. Am fost plecați împreună o lună în Thailanda și am lucrat la o aplicație pe care vreau să o lansăm. Am construit-o, mă rog, n-a fost de succes, dar a fost singurul proiect la care am lucrat împreună până la Grab & Go. Și acum când a venit de asta de Grab & Go, îl găsim pe Constantin să ne mai ajute cu hardware-ul, mai era doar bucata de aplicație pe care... Nu sunt cel mai bun software developer și n-am mai făcut asta în ultimul timp foarte mult și m-am ocupat de diferite echipe și atunci aș fi vrut să fie cineva care să facă asta zilnic, ca să o facă mai repede și mai bine decât aș fi putut să o fac eu. Și m-am gândit la Ovidiu ca de fiecare dată și am făcut un Zoom cu el. Și am povestit despre idee, am spus că aș vrea să facem o echipă, să se ocupe el de echipa asta, găsim un developer 2 și el să se ocupe să nu își dedice foarte mult timp, că încercam să fac cât mai, nu știu, ușoară decizia pentru el să zică da la ceva mic și după aia să vedem cum putem să creștem. Și a zis el, dar de ce să luăm pe cineva? Uite, îmi place proiectul, aș vrea să mă implic eu să fac eu aplicația. Și a fost, adică nu mă așteptam cumva, a fost și un filtru foarte bun, am zis, băi, cred că e o idee bună, dacă a zis și eu video că da, și pentru prima oară avem ocazia de a lucra împreună la ceva care a și ajuns să, adică e în producție, ca să zic așa. Da, îmi place treaba asta și știi că sunt sfaturile astea, lecțiile astea, dom'le, nu te asocia cu prieteni, nu funcționează niciodată. Eu nu sunt de părerea asta, ba chiar cred că uneori, având un respect foarte mare pentru o persoană, eviți să ajungi la anumite discuții neplăcute, tocmai datorită acestui respect pe care îl porți de parte celuilalt, asociatului. Da, păi asta conta, adică sincer, și la ideile la care n-am lucrat împreună și au fost ideile pe care le-am povestit lui Ovidiu pentru a obține feedback-ul lui și în același timp în speranța că poate o să zic că îmi place proiectul și o să mă bag în ăsta. Adică a fost asta de fiecare dată, dar mereu îi ceream părerea cu multe proiecte pe care le-am făcut, inclusiv când am lucrat în diferite locuri, am schimbat echipe, am schimbat roluri și mă sfătuiam des cu el și el la fel. Și atunci chiar am o părere foarte bună despre el și de asta aș vrea să mă asociez. Îmi dau seama că adică în principiu ne dorim să fie ceva de foarte lungă durată, să lucrăm la proiectul ăsta foarte mult timp. Și prima discuție a fost ok despre idee și mi-a zis, hai să, dacă ai zis da, hai să vorbim data viitoare despre cum ar arăta o companie formată din noi doi. Cine ia ce care sunt rolurile noastre și care este și împărțirea de acțiuni, de procente în companie, tocmai ca să, nu știu, e bine cel puțin cu un prieten să fie asta, din punctul meu de vedere, din prima fază. Știm, ok, ce o să facem, care e efortul fiecăruia, care sunt resursele pe care fiecare le aduce, ca să știm și cum împărțim această companie, tocmai ca să fie toată lumea bine de la început. Asta e clar că... Exact, și să vă dați acordul pe o chestie pe care a stabilit-o în comun. Exact. Singura chestie voiam să mai întreb. Dacă ai o unealtă care ți-a fost utilă de când ai început proiectul Grab & Go, poate să fie, nu știu, o carte, un device, discuții cu un mentor sau discuții cu un video, dacă vrei, ceva ce te-a ajutat pe... Da, am început tot parcursul ăsta antreprenorial tot la sfatul unui prieten care
era CTO la un startup românesc pe vremea aia și da, eu tot îi spuneam idei de ce el mi-a a zis, ok, înainte să te apuci de orice, citești niște cărți. Și m-a bătut la cap, eu tot îi spuneam alte idei, erau aceleași cărți, până la urmă le-am citit. Și vorba de Lean Startup și de Business Model Generation au fost primele două cărți pe care le-am citit în direcția asta de antreprenoriat. Și sunt multe alte cărți pe care le-am citit, dar cred că o să-mi fie greu acum să-mi găsesc, să mi-amintesc titlurile lor, pentru că le-am citit acum mult timp. N-am mai citit o carte despre antreprenoriat, ci mai mult despre personal development în ultima vreme, că mi se pare că se aplică foarte mult și dacă știi să stăpânești niște emoții și gândurile, să nu sar nici direct la a le face, dar nici să aștepți prea mult și să-ți imaginezi, e bine. Dar în ultima vreme m-au ajutat foarte mult. Am fost parte din YC Startup School, de la Y Combinator. Sunt foarte multe videouri de la ei de pe YouTube despre cum să-ți conduci o companie, cum să-ți găsești angajații, cum să găsești product market fit. Sunt o grămadă de cursuri pe care le-au făcut la Stanford și ei personal, încât sunt atât de multe chestii online și chiar aș recomanda să se ducă lumea și pe site-ul lor și pe YouTube la YC și din nou Startup School e foarte bun. Adică ai și toate materialele astea și mai ai și ocazia o dată pe săptămână să vorbești cu alți founderi, să le povestești ideea ta, să asculți ideile lor și să vă dați feedback unul altuia. M-au ajutat foarte mult chestiile astea. N-am apucat să vorbesc foarte mult despre Grab & Go pentru că am fost foarte ocupat de când a început Startup School-ul din nou la YC, dar am făcut asta cu idei trecute și te ajută foarte mult să vezi că și alții sunt în aceeași situație, trec prin același lucru cu tine, chiar dacă ideile sunt total diferite, sunt cu totul alte în India, sunt în Statele Unite, sunt în diferite locuri, și, dar totuși se lovesc de același lucru, incertitudinea. Singurul lucru care e constant într-un startup e incertitudinea. Nici mâine nu o să știi dacă o să mai ai compania sau o să fie cea mai bună sau deloc, sau n-ai habar de lucrurile astea. Și asta mie mi se pare cel mai frumos. Să înveți să jonglezi cu incertitudinea. Corect. Mi se pare un punct bun pe care putem încheia. Doar dacă mă vrei tu să mai adaugi ceva, te invit să o faci. Doar veniți pe Calea Victoriei 85 să testați magazinul nostru și o să mă găsiți și pe mine foarte mult timp acolo. Să ne dați feedback în aplicație sau direct față în față, că ne ajută mult să ne dăm seama în ce direcție ar trebui să mergem de aici încolo. Super, îți mulțumesc mult, Teodor, pentru timp și pentru discuție. A fost foarte refreshing și îmi place să discut cu... De fapt, nu am mai discutat, de asta am și numit seria asta diferită, MVP, în cadrul podcastului, pentru că nu am mai discutat cu antreprenori, mai ales care se ocupă și de tehnologie, sau altul, chiar dacă voi aveți o mare parte și de hardware. Mi-a făcut plăcere și îți doresc mult succes. Sper să asculte cât mai mulți oameni și să vină la Grab & Go. Mersi mult și mersi mult că m-ai invitat aici și sper să mai vorbești cu alți founderi de acum. Mare drag, chiar păstrăm legătura pentru că ai spus că poți să-mi mai recomand câțiva. Da, sigur. Vă mulțumesc că ați ascultat acest episod din Silviu Țolu Podcast Show. Dacă v-a plăcut și vi s-a părut util, puteți să-mi lăsați un review pe iTunes și să-l recomandați prietenilor. Sper să ne auzim mai des și cât de curând. Până atunci, să nu uităm că succesul e de partea celor muncitori. Stay safe!